Care? Domnul Corpos, eu sunt un om bătrân, de ce să nu spun foarte clar acest lucru. Deci cunosc foarte multe și apropo de întrebarea pe care dumneavoastră a spus-o, nu pot să nu recunosc că am trăit cu gândul la Occident ca la o aspirație. Am gândit cu respect, dar după ce văd ce se întâmplă în Australia, Austria, Noua Zeelandă, Canada, nu pot să spun altceva decât că încerc un sentiment de dezgust. Că nu pot să vorbesc de o dezamăgire, că înseamnă că m-aș fi amăgit vreodată. Dar am vorbit despre Occident ca despre un lucru cu respect, cu admirație și cu aspirație. Dar după ce am văzut, nu pot să încerc decât sentimentul de dezgust. Ce informații aveți de acolo, domnule Coarnă? Da. Ce le fac oamenilor? Oamenii sunt bătuți, sunt călcați în picioare la propriu, le sunt distruse bunurile, mașinile, le sunt confiscate doar pentru simplu motiv că sunt în stradă și strigă libertate. Nu au răspuns până acum la provocările poliției. Șeful poliției din Ottawa și-a dat demisia pentru că nu a rezistat acestui masacru la propriu, pentru că oamenilor asta li se întâmplă. Am văzut oameni arestați doar pentru simplu motiv că au luat-o la dreapta pe stradă. Adică lucruri fără niciun fel de logică. Sigur că premierul este din zona asta neomarxistă și așa cum spunea și domnul profesor, exact aceste state care au conducători din zona neomarxistă s-au comportat dictatorial cu atitudini fasciste. Uitați-vă ce se întâmplă în Canada, e de necrezut. Eu nu mă gândeam vreodată că am fost acum 3 ani, în 2019, în Canada și știu ce era acolo, nu mi-a trecut sau nu trecea prin cap vreodată că se poate întâmpla așa ceva, să fie arestați oameni pentru simplu motiv că le-au dus pachete. Deci dacă te duci cu un sandwich, ești arestat sau $5,000 amendă. Deci cam asta e situația acum din Canada, iar oamenii care demonstrează încă rezistă psihic, spun și fizic, pentru că temperaturile sunt de minus 30 de grade noaptea, rezistă, nu răspund la provocări încă, sunt cred că peste 1 milion și ceva de oameni în Ottawa la acest moment. Sunt provocați în mod constant, dar atenție mare că sunt bătuți la propriu, sunt călcați, am văzut imagini cu caii, au mers peste o bătrână care mergea cu un cadru în acea zonă, au trecut cu calul pur și simplu la propriu peste acea femeie. Hai. Adică trebuie să înceteze odată acest masacru, pentru că oamenii stau în stradă și strigă libertate, nimic altceva, nu au provocat, nu au violentat, nu au spart geamuri, nu au făcut absolut nimic poliția, atenție mare, poliția nu justifică violența aici. Am înțeles. Aici o să revenim cu noi imagini de acolo, să vedem ce se întâmplă acum.